Toată lumea relaxată, respirați, lăsați umerii moi și bine ați venit la o nouă poveste despre liniștea nimicului, a întregului, a tot ceea ce este, ești și sunt, în adevăr și fapt. Pur și simplu, natural. Am să vă spun astăzi, cum spuneam, o scurtă poveste despre Ramana Maharshi, pe care personal îl consider al doilea Iisus pe pământ. Iar învățăturile sale au marcat profund ceea ce se poate numi lumea iluminaților, să spunem. Inspirăm, lăsăm moale, deci nu vorbim despre ceea ce numesc unii spiritualitate. Nu, rămânem aici. Ramana Maharshi s-a iluminat la vârsta de 16 ani, iar după iluminare a trăit toată viața până pe la 80 de ani, dacă nu mă înșel, la poalele muntelui Arunachala. Însă, esența poveștii, ca fiind viața lui, punctul la care vreau să lovesc este momentul iluminării, momentul eliberării sau realizării sinelui, cum îi spun foarte mulți și chiar el spune treaba asta. Așadar, la vârsta de 16 ani, trezindu-se într-o dimineață, a fost acaparat de frica de moarte, dar într-un mod foarte intens, fiind absolut convins că va muri. Atenție mărită! Deci o bubuială de-aia gravă. Dar el, în loc să se panicheze, așa cum suntem învățați toți să facem, într-un moment în care simți că mor, da? Frică foarte mare. Atenție mărită! În loc să se panicheze, să se sperie, a început să-și observe procesul din interiorul corpului. A intrat, să zicem, într-o chestionare interioară, întrebându-se cine moare, ce moare și ce rămâne dacă moartea ar veni. Și pentru cine vine moartea? Ce ar fi acel ceva sau cineva care ar supraviețui acestei morți? Căci moartea oricum este doar la nivel de corp. Asta cu toții cred că știm. Deci ăsta n-avea nicio cultură spirituală, nicio practică la activ, nimic. În timp ce frica îi paralizase corpul, efectiv, s-a întrebat în mod spontan cine este cel care vede. Cine este cel care percepe tot ceea ce se întâmplă. Și el spune că în acel moment sau imediat următor, acest eu la care se referea ca fiind el, eu văd, eu percep, eu aud, chestia aia sau lucrul ăla care se simțea ca fiind o persoană și care și atribuia tot ce se întâmplă în corp, din corp și spre corp, s-a dizolvat în totalitate. Eul ăla mental despre care vă tot spun s-a dizolvat pur și simplu. Și întreaga sa ființă a fost absorbită în ceea ce chiar el a numit starea naturală a sinelui. Personal, consider această poveste o poveste de căpătâi, dacă vreți, în eliberarea de suferința psihologică. Fie că vorbim despre anxietate sau depresie, fie că vorbim despre un vacar mental sau sentimentul ăla că ceva nu e bine sau că asta nu-i tot, de insuficiență, da? De incompletitudine. Simți că parcă e ceva mai profund decât ceea ce pare a fi viața asta. Deci, ce a făcut puradelul, să-i spunem așa, Ramana,
pentru că avea doar 16 ani, era și tuciuriu așa. Ce a făcut acesta când a fost cuprins de o frică paralizantă? În loc să-și pună atenția pe frică, în exterior, pe chipurile rezolvarea sa cu factori din exterior, medicamente și toate alea, în loc să încerce să scape de ea, așa cum fac 99% din oameni cu atenția în exterior, și aici vorbim în special de frica imaginară provenită din minte și care nu are legătură cu nimic din ce se întâmplă în fața ochilor noștri, da? Aici vorbim de anxietate, atacuri de panică și toate treburile astea. El a întors atenția în interior, în sine, cum zice el. Foarte important. Atenție mărită, cei care ați lucrat cu mine știți despre ce vorbesc. Și-a chestionat sau s-a dezis de propriul sentiment de individualitate. Propria idee că este o persoană cu anume identitate care ocupă un anumit spațiu, adică corpul, și buf. În momentul ăla, de la vârsta de 16 ani, a trăit ca prezență pură, una cu existarea. Iar individul eu, sentimentul acela, că ar fi o persoană anume, nu a mai apărut în el vreodată. Iar despre acest proces vorbesc foarte mulți, însă din păcate doar vorbesc, și anume despre întoarcerea atenției în sursă. Nu aruncarea ei în exterior, așa cum am făcut o viață întreagă cu toți, pe ceea ce nu ești cu adevărat. Luând de exemplu cazul unui eu am anxietate. Toți dăm cum practici și soluții în exterior către anxietate, însă nimeni nu vede principala cauză și nu abordează a rezolva sursa acestei aparențe, anxietatea. Și de fapt a tuturor problemelor psihologice și nu numai. Acest eu. Sau sinele personal, cum îi spunea Ramana. Și aici intrăm și mai profund. Și anume și în cultura noastră, noastră ortodoxă, să-i spunem, chiar și Arsenie Boca, fraților. Și asta am mai spus-o de 1000 de ori. A scris pe pereții bisericii de la Drăgănescu, cel ce nu se leapădă de sine și de tot ce a acumulat, nu va intra în împărăția cerurilor. Același lucru. Deci Arsenie Boca, fiind unul dintre trăitorii iluminării, ne spune fix ce spunea Ramana, să te lepezi de eul mental și de tot ce a acumulat acesta. Adică de tot ceea ce crezi tu că ești și știi. Și când lepădarea are loc, vei vedea, de fapt, uimit, că nu a existat nimic aici, ca și eu, vreodată. E o iluzie. Dracu-n persoană. Nu există în Balamuc. Balamucul nu există. Și bineînțeles că apare întrebarea, și cum facem? Ce să facem? Știu. Cum fac să mă lepăd și să scap de suferință? Aici Ramana a venit și a numit această tehnică investigarea sinelui. Însă asta poate pune foarte multe piedici și dacă nu e cineva care să vă ghideze pas cu pas, mai ales în cazul de anxietate și depresie, situația poate deveni destul de nasoală. Eu spun așa, poți realiza ceea ce ești, realizând ceea ce nu ești. Realizând tot ce nu ești, se va revela de la sine ceea ce ești, mai bine spus. Asta e lepădarea. Aici e cheia. Către așa zisa și fantezis numita împărăția cerurilor. Liniștea, pacea, împăcarea, cu toate care sunt și ești. Deci, privește conștient, observă și vezi
ce este sau cine este acest eu, care spune vrute și nevrute în capul tău, ca o voce permanentă de fundal, însușindu-și corpul și spunând, eu sunt o persoană, eu îmi conduc viața. Sau eu am anxietate, mie mi-e frică, sau cum fac majoritatea spiritualistelor, n-am cum să le las. Eu sunt lumină, iubire, vocea îngerilor. Sau eu mai știu ce bazaconi. Cine este acest eu? Ce este acest eu? Aici e sursa. Aici e ușa către fericire. Nu problema e problema, ci gândul eu este problema. Că ăla spune că ai o problemă. Dar ca orice gând, acesta nu există cu adevărat. Iar această realizare apare de la sine în timpul aparentului proces și anume ideea că este doar o idee, acest eu. Știu că pare de neînțeles, nu vă chinuiți să înțelegeți, doar rămâneți aici, stați larg și lăsați moale. Ideea că ar fi cineva în acel corp și care o minte și poate face alegeri și ar putea avea drept de a alege, mai ales să trăiască într-un anume fel, este cum am spus la început. O idee, un gând, o iluzie. Și aici se naște drama vieții. Nu e nimeni acolo care să ocupe corpul. Dacă ar fi, arătați-mi! Au făcut ăștia autopsii, n-a ieșit nici nimeni de aici. Nu e nimeni care să decidă sau să aleagă. Există, într-adevăr, o cunoaștere interioară a ceea ce ești cu adevărat, neidentificată și neasociată cu nimic. Pur și simplu, ești, este și sunt. Prezența fără de formă și timp. Și știu că ideea că ești cineva care are un corp și o minte pare atât de reală. Însă această idee, că este doar asta, o idee, lasă umerii moi. O idee care generează iluzia lui eu și alimentează mecanismul egotic care vine cam așa. Când te uiți la lucruri, spui, eu văd asta, eu simt asta, eu experimentez asta. Dragul meu, iată cum toată atenția ta stă în exterior. Da? Dacă însă ai realizat și ai întoarce atenția în interior, observând ce se petrece, ai observa că toate cele care parcă se întâmplă, dualitatea bun-rău, suferință-fericire, au un singur lucru în comun. Eul, gândul eu. Eu sunt nervos, eu sunt bărbat, eu sunt femeie, avocat, doctor sau eu mai știu ce. Este vital să vezi că ața care leagă toate mărgelele numite anxietate, depresie, frică, agitație, confuzie, nervozitate, durere, confuzie, nu, sunt multe, câte și mai cât. Ața care leagă aceste mărgele este gândul eu. Te-ai întrebat vreodată ce este acest eu? Adică te-ai întrebat cu adevărat? Dacă stai legat de acest eu, chestionându-l, realizând că nu ești tu, vei realiza și că e un mit, o ficțiune. Doar pare a fi real. Și un fer de fericire lină sau împăcare te va inunda. De fapt, vei deveni. Și toate mărgelele de mai devreme menționate se vor deșira și vor dispărea. Deci esența este că tot ce apare în cap ca și formă gând, nu ești tu. Clar, tu ești cel care vede. Acest tu pe care îl numești eu, când te referi la tine, spunând, eu fac, eu zic, eu dreg,
eu experimentez, eu sunt, eu am, chiar și eu sunt conștient, eu sunt fericit, nu există cu adevărat. Și orice asociez cu acest eu are menirea de a-l întări. E o fericire doar aparentă, pentru că e doar un gând. Printr-o acțiune vigilentă și constantă, negând tot ceea ce nu ești, lepădându-te, cum ziceam mai devreme, de acest eu sine, cum îl numea Arsenie Boca, eul ăsta care vine cu o întreagă poveste după el. Eu sunt cristian, m-am născut la data de care am făcut și am dres și am familie și am casă și am dragi și laci. Toată povestea asta, împreună cu eul, dispare. Realizarea apărând pur și simplu. Și te trezești pur și simplu, mamă, să moară peștii mei, asta e, bă, frate. Asta e. Ce rămâne când gândul dispare? Și asta a fost mereu. Mamă, ce tare! Totul e un vis și a fost un vis. Un strat gros de cenușă, obiecte și imagini dincolo de care nu puteam vedea. Pentru că nu am privit în interior. Pentru a descoperi adevărata natură a lui eu. Să vezi că nu ești asta. Osho ne spunea foarte frumos, întreaga idee despre ceea ce ești este împrumutată de la unii care nici ei nu știu ce sau cine sunt. Dragii mei, tot ceea ce omul ratează a cunoaște trâncănind și încercând să înțeleagă an la rând, se poate revela într-o clipă în liniște. Căci tot ceea ce este, este liniștea. Asta ești. Nimic altceva. Una. Unul. Nu doi, nu mai mulți. Asta. A păstrat tăcerea înseamnă înțelepciune divină. A păstra tăcere înseamnă a dizolva mintea în sine sau a coborâ mintea în inimă. Așadar, există o stare fără de stare în care cuvintele încetează și tăcerea preia control, conducându-te către liniștea mereu prezentă, către ceea ce ești de fapt în sursă. Ai ajuns acasă. Ai fost mereu acasă. Lasă simțirea să fie. Acum, fiind total conștienți, atenți și vigilenți, lăsând atenția să fie, realizați, vă rog, că toată viața dumneavoastră a fost focusată pe gânduri în totalitate. E foarte important. Atenția toată a fost pe iluzia minții, gândurile. Astfel, se pierde plinătatea trăirii, esența, viul vieții. Cum zicea Buddha, gândirea ucide trăirea. Și tot în gânduri se duce bietul om pentru a găsi semnificația a ceea ce experimentează și trăiește. Însă niciodată nu v-ați gândit, atenție vă rog aici, la ce este înaintea gândurilor. Atenție mărită. E un aspect vital aici, de conștientizat. Vreau să-mi răspundeți din experimentarea vie a lui aici și acum. Nu mă interesează gândurile dumneavoastră sau ce ați învățat sau auzit. Și nici pe dumneavoastră n-ar trebui să vă intereseze ce ați băgat la cuțiuță. Atenție din nou! Deci din trăirea personală a lui aici și acum, ce este înaintea gândurilor?
ce este înaintea gândului eu. Aici încerc a vă duce în experiența directă a ceea ce este înainte de gânduri. Căci pentru ca gândul să apară, ceva trebuie să fie acolo pentru a-l vedea. Iar asta este valabilă și pentru Dumnezeu. Un mare înțelept Rumi a spus, Dumnezeu nu poate exista fără ca eu să fiu aici, să-l observ. Dacă eu ca și ființă, nu se referă la eu mental, eu ca și prezență fără de formă nu sunt aici să conștientizez prezența lui Dumnezeu, atunci nimic nu este. Și încă un părinte trăitor care indica la adevărul ultim este părintele Cleopa, care a întrebat, fiind, ce faci, părinte? El a spus, nimica fac, nimica pot, nimica sunt. Totul este Dumnezeu. Pune atenția, să spunem. Sau să spunem așa, să vedem dacă merge. Fii atent că ești atent. Și observă dacă e gând în momentul ăsta. Și dacă e, dă-i drumul să iasă. Vis-a-vis de întrebarea mea, ce este înaintea gândurilor? Data trecută am discutat despre ce rămâne când gândurile nu sunt. O luăm altfel azi. Ce este înaintea gândului? Care aveți? De zis, băgați-a în mut și cuvântați. Dar atenți! Nu mă interesează gândurile, v-am spus. Mă interesează trăirea lui aici și acum. Cam asta e. Poate cineva dintre voi să nu fie aici și acolo? Poate cineva, chiar și un eu, să trăiască o experiență din trecut? Sau să trăiască ceva în viitor, plecând de aici? Rămâi aici. Imediat să opresc înregistrarea.